Acest video este o atenționare pentru cei care imediat după ce instalează sistemul de operare Windows, vor să facă o instalare sau un update la driverele existente, vor să folosească anumite aplicații care fac automat update la drivere. În acest tutorial îți arăt ce programe să nu folosești pentru a evita problemele cu calculatorul cu sistemul de operare imediat după instalarea Windows. Urmărește întreg tutorialul, este foarte interesant, iar la sfârșit sunt niște concluzii importante. În tutorial voi fi un utilizator normal de Windows care a instalat sistemul de operare, iar apoi caută un program pentru a face o instalare sau un update la driverle existente. Voi intra pe un site, voi descărca programul și voi începe instalarea driverilor. Haideți să vedem ce se poate întâmpla dacă nu urmăm anumiți pași după instalarea Windows-ului. Sunt anumiți pași care trebuie făcuți după instalarea sistemului de operare înainte să facem update la drivere. Stați până la sfârșitul tutorialului, iar acolo veți vedea exact despre ce este vorba în concluzii. Dacă îți place ceea ce postez pe canal, poți să mă susții devenind membru al canalului. Apasă butonul Alătură-te, găsești linkul și în descriere. Acestea fiind spuse, haideți să începem tutorialul de astăzi. Ok, să presupunem că avem Windows-ul instalat. Eu nu voi face testul pe Windows-ul meu, voi deschide un Windows Sandbox. Este o mașină virtuală, un mediu virtual în care puteți testa orice program sau aplicație. Înainte să faceți instalarea pe curat pe sistemul vostru de operare pe care îl folosiți zilnic, doar trebuie să activați Windows Sandbox și îl deschideți. În momentul în care închideți acest sandbox, se pierd toate setările, tot ce ați făcut pe acest mediu virtual. Bun, deci să presupunem că avem un Windows instalat. Aici este un Windows 11. Trebuie să facem update la driverele deja instalate sau driverle lipsă să le instalăm. Deschidem un browser, avem doar Edge-ul preinstalat odată cu Windows-ul și am auzit noi de Driver Pack Solution. Acesta este site-ul driverpack.io Pentru acest site nu vă voi lăsa linkul în descriere așa cum v-am obișnuit. Nu consider că este safe acest program și nu vreau să îl descărcați eu îl voi descărca și îl voi instala doar pentru acest tutorial. Nu vă recomand să folosiți acest program pentru instalare sau update drivere. Dacă vreți alte programe sau metode de a face update sau instalare la drivere, stați pe canal pentru că urmează niște videouri legate de acest subiect. Bun, suntem pe acest site și să spunem că utilizatorul nostru a auzit de Driver Pack Solution. Caută pe Google, găsește acest site care este foarte profi făcut, realizat. Avem aici și numărul de utilizatori care folosesc această aplicație. Nu spune nimeni că nu sunt utilizatori care folosesc, din păcate sunt. Vedem aici că pe site sunt afișate și nume mari, nu ar trebui să apară aici. În fine, site-ul păcălește ușor orice utilizator mediu de calculator. Bun, să spunem că avem instalat Windows 10, 11 și vrem să facem update la drivere. Alegem varianta online, driver pack online, se descarcă fișierul. Aici vedem prima atenționare. Dezvoltatorii spun că s-ar putea să primiți anumite avertizări, dar aceste avertizări sunt false. Malwarebytes, ESET și Dr. Web ar detecta acest program ca și malware, iar Kaspersky și McAfee ar fi ok. Haideți să vedem ce se întâmplă. Am instalat Windows 11, următorul pas vrem să facem instalare sau update la driverele existente. Am descărcat Driver Pack Solutions, haideți să mergem în folderul download și să mut pe desktop kitul de instalare las deschis aici site-ul, îl pun în bară. Am mutat kitul de instalare pe desktop pentru a fi mai ușor în acest tutorial. Acum ce voi face ca utilizator după ce am instalat Windows, instalez sau fac update la drivere. Dau dublu click pe driver pack, pe kitul de instalare. Vedem aici că este un proces de instalare foarte, foarte ușor. Instalarea s-a finalizat, apăsăm finish. Bun, aici voi da uh, sonorul, voi opri sonorul la uh, acest asistent. Programul este foarte, foarte bine conceput. V-am spus, vă păcălește foarte ușor dacă nu sunteți atenți. Avem și sonor pentru asistent, eu îl voi opri. Bun, avem aici opțiunea de start installing sau no choose something else. Mai jos avem open expert mode. Haideți să apăsăm pe OK Start Installing și despre Expert Mode vom vorbi mai târziu. Un utilizator normal de Windows asta va face, mai ales că am văzut acolo că este și recomandat să începem instalarea. Bun, vedem aici că apare o interfață foarte prietenoasă în care ne spune că au început pregătirile pentru instalare. Vedem aici asistentul, avem și voce și text, voi opri și textul nu mă interesează. Aici avem iarăși niște texte prietenoase în care um, ni se spune că nu ar trebui să întrerupem procesul de instalare și că procesul de instalare va dura mai mult, poate între 20 și 50 de minute. Vom vedea imediat dacă așa este. Vedem aici cum că ar trebui să dezactivăm și antivirusul dacă îl folosim. Mulți dintre voi uh, instalează Windows-uri modificate de unde este scos Windows Defender? V-am spus de multe ori, lăsați Windows Defender activ. Să presupunem că utilizatorul nostru folosește un Windows modificat cu Windows Defender dezactivat și vrea să facă instalare sau update la drivere cu Driver Pack Solution. Urmează acești pași pe care i-am făcut eu până acum. Așteaptă puțin să se termine instalarea sau update-ul driverelor, pentru că probabil sunt în Windows Sandbox și nu pe un calculator real. Instalarea Driver Pack Solution a rămas blocată la 95%. Ne spune, mi-a spus mai înainte, am primit un mesaj cum că instalarea ar dura între 20 și 50 de minute. Nu are rost să aștept pentru acest tutorial pentru că deja răul s-a întâmplat vedem aici deja prima schimbare jos avem opera instalat cu toate că nu am ales să facem asta v-am spus asta ține de expert mode o să vă arăt înspre sfârșitul tutorialului cum puteți dezactiva instalarea acestor programe adiacente pe lângă Driver Pack Solution bun Haideți să închidă această instalare. V-am spus la voi poate să meargă până la capăt, nu are niciun fel de legătură, probabil va cere și un restart la la sfârșit. Haideți să închid această instalare. Bun. Vedem că ni s-a deschis aici și fereastra din setări. Aici vedem că avem instalat Opera, avem și un browser care se numește Chrome. Ia vedeți aici. Locația Chrome este în c slash Chrome cu n în loc de m, foarte interesant, și aici avem și un Facebook, cine știe dacă este cel real instalat. Bun, utilizatorul normal zice ok, poate nu vreau să folosesc astea, merge în control panel și le dezinstalează, poate altul alege să folosească Chrome sau Opera Browser sau Facebook, sper să nu faceți acest lucru, dar utilizatorul poate alege să păstreze aceste aplicații instalate. Sper încă o dată să nu facă treaba asta. După ce utilizatorul nostru și-a făcut update la drive-urile existente sau le-a instalat pe cere lipsă, merge și instalează un antivirus. S-a uitat pe tutoriale cu Raul, a văzut că Raul recomandă scanarea cu malware bytes, este gratuit, merge aici pe Edge și caută malware bytes, intră pe site și de aici alege descărcarea gratuită. Acest anti-malware este gratuit, oferă și un trial de 14 zile în care beneficiați și de toate opțiunile Pro. Haideți să mergem iarăși pe, în folderul download să mutăm kitul de instalare pe desktop și utilizatorul nostru începe instalarea Malwarebytes care se face absolut normal, se face foarte rapid. După ce instalarea Malwarebytes a fost finalizată, utilizatorul nostru vede că aici la Malwarebytes este o un triunghi roșu și scrie A scan has never been run. Asta înseamnă, dacă știe puțină engleză, că deschide Malwarebytes și începe prima scanare. Apasă aici pe Scan și așteaptă liniștit ca prima scanare Malwarebytes să se finalizeze. Da, și în timp ce își savurează liniștită cafeluța, vede că Malwarebytes aici la Scanning Memory a început să detecteze fișiere dubioase. Se gândește utilizatorul nostru, ok, poate ar fi de la versiunea de Windows care nu este cea oficială, va trebui să văd care este problema. Dar utilizatorul care a descărcat versiunea oficială și a instalat-o zice, ok, ce se întâmplă? Este un fișier detectat ca fiind malware, ca fiind cu probleme. De ce Malwarebytes a detectat acest fișier pe un sistem de operare proaspăt instalat? Tot ce am făcut a fost să fac update sau să instalez driverle lipsă, iar Driver Pack Solution am auzit de la alții că este foarte ok și gratuit. Haideți să vedem în continuare până se termină scanarea ce se întâmplă. Bun, este timpul ca utilizatorul nostru să își lase cafea deoparte, o va bea altă dată pentru că are probleme serioase. Au fost detectate probleme care cele cu roșul arată probleme extreme în malware bytes, adică genul de malware care poate afecta foarte grav calculatorul, sistemul de operare. Iar aici apar toate acele probleme. Vedem 48 de probleme detectate pe un sistem de operare proaspăt instalat pe un sistem de operare la care s-a făcut doar update și s-au instalat driverle lipsă cu ajutorul Driver Pack Solution. Tot aceea care spuneau aici că posibil să existe alerte false la malware bytes. Totuși, aceste alerte au legătură cu browserul Chrome, după cum vi-am arătat, după instalare și alte uh, probleme adiacente legate de aceste aplicații care vin instalate odată cu update-ul driverelor. Bun, dar veți vedea că sunt probleme și dacă alegem să, să, nu instalăm aceste programe. Vedem aici toate problemele detectate, o grămadă de malware de tip Trojan. Vedem și locația fiecărui fișier malware. Putem să le lăsăm pe toate selectate și să le băgăm în carantină dar sfatul meu, având în vedere că este un sistem de operare proaspăt instalat, este o instalare de Windows 9, sfatul meu, dacă ați folosit Driver Pack Solutions pentru a instala driverle, să reinstalați sistemul de operare. Chiar dacă ați băgat toate aceste amenințări în carantină, nu are rost să riscați, poate rămâne ceva în sistemul de operare și nu va fi ok pe viitor dacă faceți plăți de pe acel calculator, dacă introduceți date bancare, date personale, etc. Acum vorbim puțin despre expert mode, haideți să vedem cum putem dezactiva instalarea acestor programe în timp ce se face update sau se instalează driver-le, mă refer la acele browser la Facebook și altele. Și să vedeți că, și dacă renunțăm la acele programe care apar în MalwareBytes, vor fi probleme în MalwareBytes doar cu driverele instalate. Bun, haideți să oprim aici sonorul, să nu avem niciun fel de, de probleme. Bun, acum suntem în expert mode, iar aici avem driverele, iar aici avem software. Vedem browserul pe care vi am arătat înainte, care este cu probleme și multe, multe altele, inclusiv search bar. Haideți să dezactivăm instalarea lor și mergem la drivers, iarăși dăm install all. După cum vedeți, Driver Pack este instalat fără toate acele programe pe care le-am instalat prima dată. Haideți să facem o scanare doar cu driverle update și cu ele uh, instalate, cu cele lipsă instalate, să vedem ce găsește Malwarebytes în acest caz. Rezultatul este că au fost detectate 12 fișiere de tip Malware doar cu driverle instalate fără restul programelor. Acest lucru este foarte, foarte periculos pentru un sistem de operare, atâta timp cât utilizatorul normal nu știe, pur și simplu el vrea să își instaleze driver să-și facă update de la driver după ce și instalează Windows-ul. Utilizatorul pornește direct cu sistemul de operare infectat. În continuare, pentru testul suprem, haideți să vedem executabilul kitul de instalare pentru Driver Pack Solution, dacă conține virus ce spune Virus Total? Haideți să vedem pe acest site să verificăm fișierul descărcat, exact fișierul de uh, instalare pentru driver Pack Solution. Merg pe desktop și aleg acest uh, kit de instalare. Iar aici vedem că 42 de dezvoltatori de programe antivirus au marcat acest uh, kit de instalare ca fiind sigur, ca fiind malware. Puteți vedea și voi acest lucru, puteți să faceți testul acesta și voi, doar descărcați kitul de instalare de aici, de pe site. Când văd chestia asta, mă face să râd. Puteți descărca kitul de instalare de pe driverpack.io, dar nu faceți instalarea doar faceți testul pe care l-am făcut eu, urcați executabilul pe virus total și veți vedea rezultatul. Concluziile, am spus să rămâneți până la final pentru că urmează concluzii interesante. Păi, în primul rând, după instalarea sistemului de operare, primul lucru pe care trebuie să-l faceți nu este instalarea driverilor lipsă sau update-ul celor existente. Nu! Instalați sau folosiți un program antivirus cel puțin scanați fișierele pe virus total înainte să faceți instalarea lor pe sistemul de operare proaspăt instalat. Nu instalați programe pe calculator, programe de care ați auzit de la cunoscuți. Nu puteți ști cât de bine sunt pregătiți acei cunoscuți cât de bine știu să folosească un sistem de operare, poate pentru ei această instalare se face foarte ușor, exact cum am făcut eu Driver Pack Solutions, cum am oferit primul exemplu, nu am accesat expert mode, am continuat cu opțiunea recomandată de acolo, ați văzut am ales ceea ce mi s-a propus de către dezvoltatori și m-am trezit cu malware cu 48 de fișiere rău intenționate la mine pe calculator imediat după ce am instalat sistemul de operare. Dacă instalați Windows la altcineva pe calculator, aveți mare grijă ce programe pentru instalare sau update drivere folosiți. Sfatul meu este să mergeți cu driverele instalate de Windows în timpul instalării sistemului de operare, calculatorul va fi total funcțional. Nu are rost să riscați cu programe pe care nu știți, pe care nu le-ați folosit, gen Driver Pack Solution și să puneți în pericol datele personale ale acelui cunoscut. Poate acel cunoscut face plăți online își folosește date personale online, iar calculatorul lui va fi infectat din start după ce a instalat sistemul de operare. În continuare, dacă vrei să urmărești 10 programe necesare după instalarea Windows 11, urmărește acest tutorial. Eu am fost Raul, până data viitoare, ca de obicei te-am salutat.